Bună, copii creativi! Eu sunt Nicoleta Gâdea, iar în această activitate vă voi explica pașii pe care îi puteți parcurge pentru a confecționa o felicitare. Aceasta va conține un buchet de flori. Va fi realizat prin pliere, decupare și lipire. Florile sunt realizate printr-o tehnică dragă vouă, dactilopictura. Cred că v-ați gândit deja cui puteți oferi această felicitare. Cu siguranță ar putea fi mama, bunica sau, de ce nu, o colegă de clasă. Pentru această activitate avem nevoie de coli colorate, acuarele, pensulă, lipici, foarfecă și creion. Dacă ați pregătit toate materialele, e timpul să începeți lucrul. Primul pas este să luați cartonul pe care îl pliați ca în imagine. Acum vă rog să tăiați surplusul. Ce v-a rămas din coală este un pătrat, nu-i așa? Așezați pătratul cu vârful spre voi și pliați colțurile stâng și drept ca în imagine. Prin tehnica dactilopicturii sau pictura cu degetul, aplicați petalele florilor folosind culorile voastre preferate. Cu pensula subțire, trasați tulpinile și frunzele florilor din buchet. Surpriza voastră e aproape gata, dar parcă îi lipsește ceva. Cu ajutorul unui șablon sau cu mâna liberă, trasați conturul unei fundițe. Lipiți deasupra fundița și astfel buchetul vostru este gata. Aceasta este lucrarea mea. Sunt sigură că și lucrările realizate de voi sunt minunate. Puteți lăsa imaginația să zboare și astfel veți obține alte variante ale acestei lucrări. Prin diverse tehnici veți obține și alte flori. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și cu alte activități, la fel de interesante.